Nu aveți voie să vorbiți în fața unui senator al României. Nu aveți cei 7 ani de acasă și ne vorbiți de educație. Mestecați gumă, ieșiți afară. Sunt mostre din respectul pe care unii dintre aleșii noștri îl au tocmai pentru cei care i-au trimis în Parlament, cetățenii care i-au ales. Momentele sunt desprinse dintr-o dezbatere care a avut loc ieri în Comisia pentru Învățământ a Senatului României, pe marginea proiectului de lege privind drepturile copiilor cu dizabilități. De ce nu-i interesează, de fapt, pe aleșii noștri astfel de probleme? Analizăm cu doamna Maria Mădălina Turza, președintele Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități. Doamna Turza, bună ziua, vă mulțumesc că ați venit. Bună ziua, eu vă mulțumesc. Frazele pe care le-am dat exemplu la începutul acestei intervenții sunt desprinse, așa cum spuneam, din dezbaterile care au avut loc în Comisia pentru Învățământ a Senatului României, pe marginea unui proiect de lege care îi vizează pe copiii cu dizabilități. Acum, înțeleg că ați fost prezentă și dumneavoastră și alți invitați la această dezbatere, ați avut o discuție care a evoluat în felul respectiv. Ce le-ați cerut membrilor acestei comisii de a ajuns să aibă astfel de ieșiri? Asta este și surprinderea mea și regretul mare pe care l-am față de ziua de ieri, pentru că nici măcar nu am apucat să cer ceva. Mi s-a dat cuvântul la început pentru un minut, minut pe care într-adevăr l-am depășit, în care nu am făcut decât să expun niște cifre oficiale, niște fragmente din legislația internațională și niște declarații ale părinților de copii cu dizabilități. După momentul în care am spus că în România există 31.132 de copii cu dizabilități neșcolarizați, conform cifrelor oficiale puse la dispoziție de autoritățile române, în acel moment lucrurile au început să se inflameze. De la acel punct, toți participanții la această comisie, membrii comisiei, precum și invitații acestora, au început să aibă un limbaj, o atitudine extrem de ostilă, de ofensatoare și cu atacuri la nivel personal. Personal, împreună cu colegele mele cu care am participat la această dezbatere, ne-am pregătit foarte mult pentru această întâlnire. Am venit cu argumente, am venit cu punctaje, am venit cu mostre din legislația internațională care obligă România la anumite măsuri, dar nu s-a ajuns nicio clipă la dezbaterea pe fondul proiectului de lege. Bun, acum, v-aș ruga să ne explicați. Cine a participat la această dezbatere din această comisie și cât de potrivite sunt competențele pe care le au pentru o dezbatere legată de drepturile copiilor cu dizabilități? Nu neapărat nume, dar de ce nu, dacă ne puteți da și niște nume, dar ce categorii de oameni sunt acești membri ai comisiei? Sigur că da. Membrii comisiei sunt cei oficiali existenți pe site-ul Senatului României, însă în afară de membrii participanți ai acestei comisii, domniile lor au invitat și mai multe sindicate din educație din România, care de-a lungul timpului, de când mișcarea părinților de copii cu dizabilități din România a devenit vocală, au militat împotriva noastră și împotriva incluziunii copiilor cu dizabilități. Acești reprezentanți ai sindicatelor au venit acolo ca să susțină acest demers agresiv și ostil al reprezentanților Senatului României. Împotriva părinților de copii cu dizabilități. Păi atunci de ce facem această lege? Pentru cine? Pentru sindicate? Pentru sindicate care se simt amenințate de posibilitatea reformării sistemului de educație din România pentru copiii cu dizabilități. Există interese mari în spatele acestor lucruri pe care nu le cunosc sau nu vreau să le cunosc. Însă s-au aliat aceste două categorii, adică membrii legislativului, care în mare parte sunt cadre didactice sau foste cadre didactice, și sindicatele împotriva noastră a părinților. Am sperat într-o dezbatere tehnică.
Nu avem pretenția că acest proiect de lege acoperă toată complexitatea problemelor copiilor cu dizabilități, că este unul perfect, că nu are neajunsuri. De asta eram acolo, ca să îmbunătățim, ca să auzim opiniile lor și expertiza. Nu s-a întâmplat. Au fost atacuri la persoană, am fost umiliți, s-a ridicat degetul la noi, ni s-au tăiat microfoane și ne-au spus că nu avem dreptul să vorbim în fața lor. Vă opresc o secundă, doamna Turza, pentru că vorbim acum direct prin telefon cu doamna senator Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației și președintele Comisiei pentru Învățământ a Senatului României, comisie care s-a ocupat în dezbaterea de ieri tocmai de acest proiect de lege privind drepturile copiilor cu dizabilități. Doamna senator Andronescu, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră în jurnal. Bună ziua și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și vă mărturisesc că v-am ascultat emisia din momentul în care ați început și sunt ușor uluită de declarațiile doamnei. Acum, aș vrea să-mi permiteți puțin să discut din prisma nevoii noastre de a dezbate această lege și ce s-a întâmplat acolo. Dacă vreți să ascultați și punctul meu de vedere. Asta mă interesează deci, și v-aș ruga, doamna senator, în primul rând, să ne explicați ce s-a întâmplat în timpul acestor dezbateri. Inițiative legislative, să spunem, au fost mai multe ONG-uri care, prin intermediul unor senatori, s-au asumat această propunere legislativă. Cum ea vizează un domeniu extrem de sensibil, eu știu ce vorbesc când spun acest lucru, mi s-a părut normal că este foarte potrivit să discutăm cu cei care au avut această inițiativă. Cu atât mai mult cu cât, dacă citiți legea, o să vedeți că, într-o foarte mică măsură, aproape nesemnificativă, sunt urmărite, să spunem, acțiuni sau demersuri în favoarea copilului și mai degrabă sunt urmărite construcții de structuri și trecerea școlilor speciale spre zona ONG-urilor. Deci de aici am pornit și poate de aici înțelegeți oarecum și situația aceasta, hai să spunem, de divergență. Bun, doamna senator, eu am condus ședința. Am condus ședința și am dat cuvântul întâi invitațiilor, cum mi se pare normal. Trebuie să vă mărturisesc că au fost 3 comisii senatoriale, cea de muncă, cea de administrație, pentru că noi împreună trebuie să pregătim raportul în legătură cu această inițiativă legislativă. Au fost invitați și de la Ministerul Educației și au fost invitați și din partea sindicatelor din învățământul preuniversitar. Discuția a pornit, îmi pare rău că este doamna acolo și poate că mă înțelege și cred că nu mă poate acuza că n-am avut un ton cuvincios sau abordare cuvincioasă în toată dezbaterea. Cel puțin pe mine, nu cred că mă poate acuza de lucrul acesta. Dar discuția a părut că se adresează unor reprezentanți din Senatul României care habar n-au despre ce se vorbește într-o poziție în această lege. Sigur că lucrul acesta mărturisesc că probabil a iritat. Și doi colegi de-ai mei au fost un pic mai, să spunem, poate un pic mai duri în discuție. Dar de aici și până la a spune ce am auzit-o pe doamna spunând, mi se pare că este calea foarte lungă. Exact asta vreau să vă întreb, doamna senator, pentru că sunteți recunoscută, printre altele, pentru eleganța desăvârșită pe care o aveți în toate aparițiile și în orice fel de discurs. Vă rog, pare că este normal să păstrez. Bun, perfect. De acord cu dumneavoastră, dar vă rog să-mi confirmați dacă aceste fraze sunt corecte, dacă așa s-a vorbit în această comisie la adresa acestor doamne care au niște probleme teribile. E o problemă teribilă să ai un copil cu asemenea probleme acasă. Dacă așa li s-a vorbit acestor invitate în această comisie. Îmi confirmați sau nu? Deci, doamna senator Cristiana Angel care nu a dorit să intre direct prin telefon cu noi, ne-a declarat că este ocupată. Vă rog.
Alo, mă auziți? Vă rog, vă ascult. A început prin a spune, doamnă, mestecați gumă de mestecat și nu este frumos. Eu am încercat să intervin pentru că mi s-a părut că discuția derapează într-o manieră inacceptabilă. Și atunci doamna Angela a revenit și a spus, uitați-vă, asta este gluma pe care aș fi început să o fac cu dumneavoastră în legătură cu dialogul nostru. Deci nu a făcut o afirmație care ar fi dorit să fie o astfel de abordare și a încercat să glumească, întrebați-o-și pe dânsa, asta ne-a confirmat și după ce s-a terminat ședința, ca să reechilibreze puțin dialogul dintre Stimată noi și reprezentanții OIG-urilor. Am fost data invitată să ies afară de mai multe ori din comisie. Atât de către doamna Cristina Anghel, cât și de către domnul senator Croitoru, care mi-a spus că nu am voie să vorbesc în fața unui senator al României. Tonul nu a fost nici de cum unul de glumă. Nu mi-ați dat dreptul la replică, nu m-ați lăsat să răspund la niciuna dintre acuzațiile sau jignirile sau lucrurile care s-au spus ulterior intervenției mele și consider că este total neadecvat o astfel de atitudine din partea reprezentanților legislativului românesc. Eu nu am venit doamnă. Să jignesc pe nimeni, eu am venit să vă și spun pe mine realitatea. Puțin. Ascultați-mă și pe mine puțin. Ați vorbit nu 3 minute, ci 23 de minute. Trebuie să respectăm adevărul așa cum este el. Ați vorbit și dumneavoastră, au mai vorbit colega dumneavoastră, în timpul dialogului cu ceilalți. Nu ați a intervenit existat direct. Dialog. A fost deci este un monolog din partea dumneavoastră. Nu pot să naturez lucrurile de la modul în care ele au decurs. Și v-am spus că este prima dezbatere și că vom continua să avem o dezbatere pe această temă, pentru că este o lege foarte importantă și nu vreau să o trecem doar așa formal. Doamna senator, aveți perfectă dreptate, așa trebuie să se facă această dezbatere. Aș vrea să mai îmi permite să spun. S-a discutat ieri și din partea reprezentanților ministerului despre faptul că și copiii cu dizabilități sunt copiii noștri și trebuie ca legislația să fie unitară, nu să avem legi speciale ca să creăm ideea de discriminare, da? Și atunci poate ne gândim cum în legislația drepturilor copilului să includem un capitol în care să întărim drepturile acestor copii. Noi nu avem nevoie atât de mult de instituții, așa cum încearcă această inițiativă, consilii, centre și paracentre, avem nevoie de mai mulți specialiști care să se ocupe de acești copii și care să îi determine să evolueze și să se integreze mai repede în școala de masă. O ultimă chestiune, doamna senator. Nu mai vreau să mai spun o ultimă propoziție eu înainte de a mă întreba dumneavoastră. Vă rog. Cifrele pe care le-ați vehiculat nu sunt cele oficiale. Am cerut Ministerului Educației, sunt circa 25.000 de copii în școlile speciale și circa 23.000 de copii incluși în școlile de masă, după ce au înregistrat o evoluție pozitivă și recuperarea dizabilităților. 72.000 de copii cu dizabilități, restul unde sunt, stimată doamnă senator? Deci 25.000 sunt în școlile speciale, 23.000 sunt în școlile de masă. Aceștia sunt toți copiii cu dizabilități. Nu, copiii cu dizabilități din România sunt 72.000, vă rog să consultați statisticile oficiale. Bun, v-aș ruga, dacă îmi permiteți, doamna senator, ca o chestiune, uitați, o întrebare de final. Eu vă fac o propunere dumneavoastră. Vă rog. Ca la următoarea dezbatere, noi am pus pe site-ul comisiei noastre, dar n-a venit presa, la următoarea dezbatere să vă invităm direct în dezbatere. Perfect, doamna senator, chestiune de final pentru că timpul ne presează. Da, chiar ar fi foarte interesant și vă mulțumesc pentru invitație. Nu știu câți membri din comisia pe care o conduceți au acasă copii cu dizabilități, dar acești oameni, precum doamna care este invitată a noastră în acest jurnal,
se confruntă cu aceste probleme, cu aceste necazuri. Acum, mă gândesc că oricât de mult, de mult specialiști ați avea în comisie, oricât de specializați ar fi acești oameni, mă gândesc că acești oameni care au copii de acest gen acasă știu mai bine toate aceste probleme. Și atunci vă întreb, veți ține cont în dezbaterile următoare din comisie pe această lege de solicitările, rugămințile, propunerile, sugestiile părinților cu copii cu dizabilități sau nu? Uite, altfel nu făceam dezbaterea, să știți, n-avea rost să facem dezbaterea. Pentru că interesul nostru, dacă vreți și al meu personal, eu cunosc destul de bine școlile speciale. Vă invit și pe dumneavoastră să vă duceți, să vedeți cum se lucrează în aceste școli speciale. Se lucrează cu puțini copii, 5-6 copii, sunt psihopedagogi, sunt logopedi, depinde de deficiență, de deficiența copilului. De interesul nostru este să dăm societății oameni care ies cât mai mult cu putință din dizabilitatea pe care o au. Niște oameni care să se poată integra în societate. Sunt multe exemple pozitive. Sunt foarte multe alte lucruri de făcut. De aceea nu vrem să trecem peste această inițiativă legislativă fără să o așezăm așa cum se cuvine în ceea ce privește ameliorarea situației copilului. Nu cred că avem nevoie să creăm structuri, avem nevoie să ne ocupăm mai mult de acești copii. Să facem lucruri concrete pentru ei. Mulțumesc foarte mult. Exact. Mulțumesc foarte mult, doamna senator Ecaterina Andronescu. Urmărim ce se întâmplă și mai discutăm, sper, doamna senator, și despre această chestiune. Doamna Turza. Avem promisiunea doamnei senator că veți fi și dumneavoastră și alți părinți invitați din nou la dezbateri pe marginea acestui proiect de lege. Acum, dacă ar fi să punctați trei lucruri urgente, de urgență imediată, de care au nevoie copiii cu dizabilități în România, într-un astfel de proiect de lege, care ar fi acestea? În primul și în primul rând, acele structuri ale cărei inutilitate vorbea doamna senator. Avem nevoie de centre de intervenție timpurie. În perioada 0-7 ani, în perioada preșcolară, nu există nimic pentru acești copii. Copiii ajung la vârsta școlarizării fără niciun fel de suport și terapie anterioară și este firesc ca ei să nu facă față. Părinții cheltuie sume exorbitante, își vând casele, își vând mașinile, fac credite cei care pot pentru a oferi aceste tipuri de terapii în mediul privat copiilor. Acest lucru nu există la stat. Și atunci am cerut înființarea acestor structuri. Este adevărat. Un al doilea punct extrem de important este însăși misiunea și esența acestor școli speciale. Copiii cu dizabilități nu trebuie segregați. Nu trebuie puși în spații diferite față în de țarcuri. Ceilalți. În țarcuri. Avem nevoie ca treptat, după ce aceștia trec prin terapii, da, să ajungă în școlile de masă. Aceasta nu este numai dezideratul meu ca mamă. Acest lucru ne-o spune Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și cel puțin 3 rapoarte de țară negative la adresa României pe acest punct. Doamna Tursa, în loc de concluzie, mai avem mai puțin de 2 minute. Există, pentru că sunt convins că ați studiat foarte mult subiectul, există în Europa un model de succes în acest sens, la care vă uitați și pe care vi l-ați dori, să spunem, importat în România, pentru că uneori nu știm să găsim o soluție bună, poate o soluție mai bună este să importăm ceva, un model de succes. Există în Europa așa ceva? Categoric că există. În primul rând că toate statele occidentale, căci despre ele vorbim, au început să implementeze cu succes convenția care spune incluziunea copiilor cu dizabilități, desegregarea. Există diferite modele în care au fost abordat acest subiect, însă modelul ideal spre care tindem cu toți, nu numai noi în România, ci și celelalte state occidentale, este modelul statelor nordice, în care copiii cu dizabilități, împreună cu copiii tipici, învață la oaltă. De ce și cum? Pentru că infrastructura și autoritățile responsabile din acele țări au reușit să adapteze atât de bine mediul școlar, creând profesori, existând profesori de sprijin, curricula adaptată, manuale adaptate, rampe, toate acele lucruri în interiorul acelor școli. Copiii nu mai sunt separați. Ei trăiesc și socializează în aceleași spații. Și în felul acesta este un avantaj atât pentru
copilul cu dizabilități care evoluează mult mai repede, cât și pentru copilul tipic care învață că societatea este diversă, dezvoltă prietenii, dezvoltă responsabilitate crescută. Este modelul spre care tindem, modelul european. Pe alt continent vorbim de modelul Statelor Unite, unde acolo lucrurile sunt foarte departe pentru demnitatea. Noi suntem foarte departe de acel model. Da, așa sper este. Să mai avem ocazia să mai discutăm, doamna Turza. Sper să fiți invitați și dumneavoastră și alți părinți la aceste dezbateri la Comisia pentru Învățământ din Senatul României. Urmărim și noi ce se întâmplă la aceste dezbateri, cum au loc dialogul cu dumneavoastră, dar și ce propuneri pe care le aduceți sunt acceptate, luate în seamă. Vă aștept să mai veniți. O așteptăm și pe doamna ministru Ecaterina Andronescu în platou când va putea. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Eu vă mulțumesc. Ne întoarcem.